sunt conștient că o carte care se numește Iisus al meu este din capul locului Stranie. De ce să fie Iisus al meu, al autorului care semnează, al lui Gabriel Iicianu? Nu este al nostru, al tuturor? Nu este el înscris într-o ramă a credinței cu o vechime de 2000 de ani? Cum îndrăznește cineva să își însușească personalitatea lui Iisus dincolo de dogmele care s-au pătătorit de-a lungul secolilor și a 2000-lei? Răspunsul e simplu. Eu nu sunt teolog. Cartea asta nu e a unui teolog. Este a unui liber cucetător, cum se numește, pentru că meseria mea fiind filozofia, eu trebuie să-mi asum cu deplină onestitate obligația rațiunii de a gândi până la capăt, indiferent de obiectul pe care îl supune cercetării. Pentru libertatea de gândire, care este esența filozofiei, nu există obiecte tabu, teme tabu. Și iată de ce filozofia, în forma în care am știut eu să o practic, spune în cazul ăsta un singur lucru. De vreme ce pe spezele lui dincolo se poate spune orice, și de vreme ce religiile sunt rezultatul punerii pe spezele lui dincolo a transcendenței a orice, creștinismul nu face abatere de la asta și, în mod fatal, trebuie să încerci să convingi în speech-ul tău, în discursul tău, că religia creștină se raportează la un este care, în măsura în care face parte din regiunea lui dincolo, nu poate, nu se bucură de un probatoriu de tipul obiectelor care fac parte din lumea reală. Altfel spus, dincolo este tărâmul fantasmaticului. E loc în el pentru toate religiile lumii. Dacă plecăm de la credință, de la ideea că creștinismul face parte din aceste produse fantasmatice, care sunt postulate pe seama lumii pe care nu o putem controla la nivelul lui a fi și a nu fi, atunci se pune problema gândirii lui Iisus dincoace de transcendența lui. Filosofia, ca să poată vorbi despre el, trebuie să-l decupleze de această transcendență, de la această zonă a lui dincolo, și să vadă de ce omenirea nu se poate lipsi de el, chiar dacă el nu este obiect al credinței în sensul tradițional. Atunci ce este? Este cel mai înalt model pe care l-a avut omenirea dinăuntru ei înșiși. În măsura în care un individ fără pereche, un personaj absolut extraordinar și din cauza asta prin unicitatea lui considerat de către noi toți divin, și-a propus un lucru pe care nu și l-a propus nimeni, anume acela de a schimba, de a îmbunătăți chipul omenirii, care așa cum arată acum, în istoria speciei noastre, este traversat de ură, crime și orori, cruzimi fără de margini, care completează într-un mod defavorabil portretul umanului. Versantul sublimului există, există în creațiile mari ale speciei, dar grozăviile pe care specia umană le-a făcut de-a lungul istoriei ei, au făcut, trebuie conștientizate deopotrivă, iar Iisus e Cel care a venit cu gândul că acest produs poate fi reparat și trebuie să fie reparat.